Dragii mei, astăzi este 1 mai. Avem o zi superbă, cu mult soare, deși se anunțau ploi și vijerii. Urmărind jurnalul de știri din această dimineață, am văzut în Vama Veche un răsărit superb, dar era un răsărit singur. M-a impresionat un DJ care prin muzica lui făcea să răsune plaja printre pescăruși și valuri, spunând câteva cuvinte deosebite. Acum este așa, dar avem tot timpul din lume ca apoi să ne bucurăm de fiecare răsărit. Cu toții ne-am făcut planuri de 1 mai. Ne vedeam lângă cei dragi, la munte, la mare, la distracții, la grătare, oricum, dar nu așa. Ca întotdeauna viața ne-a oferit imprevizibilul și ne-a dus aici în mijlocul unei pandemii globale. Aș dori să salut colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne care sărbătoresc 1 mai prin muncă. Încă de la prima oră sunt la datorie și verifică dacă sunt respectate regulile care sunt menite să ne protejeze. Așa cum am mai spus, am suplimentat efectivele din teren pentru a preveni posibile riscuri, pentru că vreau să fim cu toții bine. Vreau să știu că vom fi sănătoși departe de acest virus invizibil și agresiv. Am spus că vin doar cu rugăminte, dar de fapt mai am încă una și promit că este ultima pentru ziua de astăzi. Haideți să avem un comportament corect. Trebuie să mai rezistăm puțin pentru ca apoi să avem o perspectivă optimistă. Aș dori să le mulțumesc și reporterilor care prin live-urile lor au făcut astăzi un lucru extraordinar. Ne-au adus mai aproape marea.